Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În clipul acesta vom testa un boost convertor ridicător de tensiune cu MT3608. Practic, esența acestui montaj este integratul cu 6 pini, notat pe el B628. Din păcate nu pot să vă arăt, abia am reușit eu cu lupa. Aceasta fiind notația prescurtată a lui MT3608. Să facem și o prezentare generală. Tensiunea de intrare al acestui kit poate fi între 2V și 24V, curent continuu. Tensiunea de ieșire de maxim 28V, curent continuu. Curentul de ieșire de maxim 2A și eficiența de până 97%. Primul test care îl voi face este reglajul tensiunii pe ieșire în gol, fără sarcină. Iar apoi și reglajul tensiunii pe intrare. Să pornim multimetrul. Acesta va măsura tensiunea de pe ieșirea convertorului nostru. Iar în colțul din stânga sus, pe undeva pe aici, veți vedea afișajul sursei mele de laborator. Deja este pornit la aproximativ 5V. Pe ieșire avem reglat la aproximativ 9V. Să scădem tensiunea, să vedem până unde se oprește. Pentru că acesta este un boost convertor, ridică tensiunea de pe intrare, tensiunea de pe ieșire nu va scădea oarecum sub tensiunea care o aplicăm la intrare. Să creștem tensiunea de data aceasta, 9V. După cum v-am spus, tensiunea o putem crește până la 28V. Mare atenție că aici este în gol, fără nicio sarcină pe ieșire. Haideți să reglăm și tensiunea de pe intrare. Vom scădea prima dată. Să vedem ce se întâmplă cu tensiunea de pe ieșire. Și a început să scadă, ceea ce e și normal. Deci trebuie să avem o tensiune de minim 2V și ceva pentru a avea pe ieșire tensiune cât de cât stabilă. Iar acum să creștem tensiune pe intrare, atenție. Interesant că pe ieșire aveam 28 și mai mult de 28,1, iar acum văd că scăzunițel. După cum v-am spus, tensiunea pe care o putem aplica pe intrarea acestui kit este de maxim 24V. Ne oprim aici, 24V. Cam acesta a fost reglajul tensiunii de pe ieșirea acestui kit cu MT3608, cât și reglajul tensiunii pe intrare. Să continuăm cu testarea tensiunii în sarcină. Am pus acest electronic loader. În partea de sus veți vedea afișajul sursei mele de laborator. În partea din stânga sus. Să pornim electronic loaderul. Pe intrare, din câte ați observat, avem 3,3V cu aproximație. Iar pe ieșire 5V. Deci tensiunea pe ieșire oarecum stabilă. La aproximativ 5V avem 1A cu aproximație. La 9V pe ieșire am reglat deja. Deci la tensiunea de 9V avem 0,6A. La 12V pe ieșire. Da, deci aproximativ 0,4A. Dacă crește mai mult, scade tensiunea pe ieșire. Iar acum la 18V. Aici pe undeva pe la 0,2A. Având tensiunea pe intrare la 3,3V, la mai mult de 18V, nu pare să fie relevant, pentru că vom avea un curent de sub 200 de mA. Am crescut tensiunea pe intrare la 5V, să pornim electronic loader-ul, iar pe ieșire 9V, deci pe undeva pe la 1A. Și la 12V pe ieșire, pe undeva pe la 0,8A. La 18V, și avem undeva pe la 0,5A. La 24V. Undeva pe la 0,3A. La 28V. Hai să spunem undeva pe la 0,2A. Am reglat pe intrare la aproximativ 9V, pe ieșire la 12V. Aproximativ 2A.
Aici a fost destul de straniu, pentru că puterea pe ieșire ceva eronat. Probabil e pulsatoriu, nu-mi dau seama. Iar acum la 18 volți, aproximativ 1 amper. La 24 de volți, da, aproximativ 0,7 amperi. La 28 de volți, cam 0,5 amperi. Am schimbat tensiunea pe intrare la aproximativ 12 volți, iar pe ieșire la 18 volți. Undeva pe la 0,7 amperi. La 24 de volți pe ieșire, aproximativ 0,9 amperi. În sfârșit și la 28 de volți, aproximativ 0,7 amperi. Am trecut în acest tabel măsurile făcute, stabilitatea tensiunii pe ieșire în sarcină în funcție de tensiunea de pe intrare. La intrare am setat 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V, iar pe ieșire de la 5 la 28 de V. Se observă că numai la tensiunea de 9 V pe intrare avem curentul respectiv de aproape 2 A. 2 A la 12 V și 1 A la 18 V. La 12 V pe intrare avem pe ieșire la 18 V 1,7 A. Dar nu recomand a se folosi continuu. Acel curent să fie doar de vârf, pe durată scurtă de timp, deoarece sunt sigur că nu va rezista integratul de față. Iar acum să măsurăm și să calculăm eficiența. O să fim atenți de această dată la puterea de pe ieșire și cea de pe intrare. Calculul eficienței este egal cu puterea de pe ieșire împărțit la puterea de pe intrare, apoi înmulțim cu 100 și ne dă eficiența în procente. Mai exact cât la 100 din puterea de pe intrare este folosită pe ieșire, restul pierzându-se prin căldură. Am setat 5 V pe intrare și 9 pe ieșire. O să fim atenți să nu tragem un curent pe intrare mai mult de 1 A și ceva, cam 1 A. Pe undeva pe aici, 5,2 W la ieșire și 6 W la intrare. Am setat 12 V pe ieșire. Pe undeva pe aici, nu o să crezi mai mult, 4,7 W pe ieșire, iar la intrare 5,3 W. La 18 V, mai scădem nițel, că e prea mult, rămânem pe aici, 5,3 W pe ieșire, iar pe intrare aproximativ 6 W. La 24 de volți pe ieșire, pe aici un pic mai mult, 5,3 W pe ieșire, iar la intrare 6,1 W. Am schimbat tensiunea pe intrare la 9 V, pe ieșire am setat la 12 V. Ne oprim pe undeva pe aici, 9,6 W pe ieșire, iar pe intrare 10,5 W. La 18 V pe ieșire, 11,5 W pe ieșire, iar pe intrare 12,6 W. Am setat pe ieșire la 24 de volți. Ne oprim pe aici, 8,4 W pe ieșire, iar la intrare 9,2 W. Am schimbat tensiunea pe intrare la 12 volți, iar pe ieșire la 18 volți. Lăsăm pe undeva pe aici, 10,5 W pe ieșire, iar pe intrare 11,2 W. Și la aproximativ 24 de volți, 11 W pe ieșire, iar pe intrare 11,9 W. Am trecut în acest tabel și eficiența, calculul eficienței. După cum v-am spus, eficiența sau randamentul este egal cu puterea pe ieșire împărțit la puterea pe intrare înmulțit la 100. Și așa ne dă eficiența în procente, doar pentru cei care nu știu. Din câte se observă, la 5 V pe intrare avem o eficiență aproape de 90%. Mă rog, este o aproximație și diferă foarte mult în funcție de cât curent tragi și așa mai departe. Sunt multe constante. La 9 V pe intrare avem o eficiență pe ieșire de aproximativ 91%. La 12 V pe intrare avem o eficiență de 96% chiar. Se apropie oarecum de acea eficiență scrisă în data și de aproximativ 97%. Iar acum, ultima măsurătoare, riplul pe ieșire. Am setat pe intrare 5 V, iar pe ieșire aproximativ 9 V. Este singurul riplu pe care îl voi măsura la tensiunea aceasta pe intrare, după cum v-am spus, iar la tensiunea de pe ieșire setată la 9 V. Alte tensiuni nu prea mă interesează, oricum, este suficient. Este în gol de data aceasta să creștem curentul.
la jumătate de amper și avem un riplu aproape un volt vârf la vârf. Variază de câte observați. Incredibil de zgomotos. Uitați ce zgomot teribil. Eu sincer nu aș folosi acest... Ce? Ce ciudățenii. Incredibil. Nu-mi place absolut deloc cum reacționează. Deci dacă tragi peste curentul respectiv, uitați ce semnal are pe ieșire. Cu părere de rău, dar mie nu-mi place acest kit. Să trage și concluziile. E un kit spre bunicel un pic. Dacă nu trage un curent prea mare, dacă trage un curent de până câteva sute de miliamperi, dar de câte v-am spus, eu nu prea am curaj din cauza acelui riplu, dar din cauza zgomotului pe ieșire oribil, din câte ați observat. Da, eficiența e bună la anumită tensiune, spre foarte bună chiar în zona aceasta, doar că riplul lasă de dorit. Cam aici să termin acest clip privind testarea unui boost convertor cu MT3608. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!